Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc că și astăzi ați răspuns pozitiv la invitația Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș la conferința de presă. Așa cum de fiecare dată vă prezentăm activitățile și astăzi, la conferința de presă, susținută, vizează îndeplinirea misiunilor de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș în luna iunie acestui an. Principalele direcții de acțiune din luna iunie au fost organizarea și executarea misiunilor de asigurare ordinii publice la manifestările religioase, manifestările culturale-artistice, manifestări comemorative și manifestările sportive. Ordinea și siguranța publică. Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au executat în luna iunie acestui an 1057 de misiuni, în care au fost angrenați 2619 jandarmi, având ca principal obiectiv creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. Asigurarea și restabilirea ordinei publice. În perioada de referință, Jandarmeria Argeș a asigurat ordinea publică la un număr de 115 misiuni, fiind folosit pentru acest gen de misiuni un număr de 541 de jandarmi. Distribuția misiunilor de asigurare a ordinei publice, executată în luna iunie, se prezintă astfel. 21 de misiuni de asigurare a ordinei publice, cu ocazia desfășurării unor manifestări culturale-artistice, 5 misiuni de asigurare a ordinei publice, cu ocazia desfășurării unor manifestări religioase sau comemorative, 28 de misiuni de asigurare a ordinei publice, cu ocazia desfășurării unor manifestări sportive, 14 misiuni de asigurare a ordinei publice cu ocazia desfășurării unor manifestări de protest, 6 misiuni de asigurare a ordinei publice cu ocazia desfășurării unor manifestări promoționale comerciale. 25 de misiuni de asigurare protecție în zonele centrelor de examen-evaluare, 16 misiuni de asigurare a ordinei publice cu ocazia desfășurării altor manifestări. Manifestările culturale-artistice, religioase, precum și alte asemenea activități ce s-au desfășurat în spațiu public, cu aglomerări de personal de diferite grade de risc, precum și situațiile complexe apărute, au fost gestionate cu eficiență și profesionalism, nefiind necesară intervenția în forță. Participarea la menținerea ordinii și siguranței publice. Pe raza județului Argeș, luna trecută au fost executate 843 activități de menținere a ordinei publice, misiuni ce s-au desfășurat în sistem integrat, vizând în principal asigurarea și pregătirea efectivelor solicitate atât în mediul urban cât și în mediul rural, stațiuni montane și pe traseele turistice, săptămânal, analizându-se în comun situația operativă, eficiența misiunilor executate, stabilindu-se măsuri de îmbunătățire a activității. În perioada supusă analizei, mai multe patrule compuse din conducători câini serviciu și câini de serviciu au acționat atât în misiunile de menținere a ordinei publice, cât și la misiunile de asigurare a ordinei publice, manifestări culturale-artistice, manifestări sportive, manifestări de protest. Un exemplu de infracțiune constatată. În data de 11 iunie a acestui an, Jandarmii argeșeni au observat o persoană de sex bărbătesc care pescuia în apele pârâului Neașlov, județul Argeș, cu o unealtă de pescuit tip halău trifilament. S-a procedat la întocmirea documentelor de constatare conform prevederilor legale în vigoare, rezultând un dosar care a fost înaintat organelor de poliție competente teritorial, postul de poliție Oarja. Încadrarea juridică a faptei fiind prevăzută de R64 litera I din OUG 23/2008 privind producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea de pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor și altor tipuri de unelte de pescuit comercial. Prevenirea și combaterea faptelor antisociale. În ceea ce privește activitatea de prevenire și combaterea faptelor antisociale, aceasta a fost direcționată spre îmbunătățirea continuă a serviciilor de ordine și siguranță publică prestate pentru cetățeni și orientată către scăderea criminalității stradale ca principal indicator de eficacitate. Privitor la activitatea de constatare a infracțiunilor, în luna mai a acestui an au fost constatate independent două fapte de natură penală, fiind depistați trei făptuitori. În aceeași perioadă de timp,
au fost constatate în comun cu organele de poliție 7 infracțiuni și au fost depistați 6 autori. De asemenea, în perioada supusă analizei, au fost aplicate 273 sancțiuni contravenționale, din care 149 avertizmente, iar valoarea sancțiunilor contravenționale fiind de 31.350 de lei. O bună parte din sancțiuni au fost aplicate de către structura mobilă cu privire la legea numărul 61/91 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștei publice. Totodată, personalul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș a participat în cadrul programelor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale la 27 de activități de pregătire antiinfracțională, antivictimală a populației și cu caracter preventiv-educativ, precum acțiuni în arene sportive, acțiuni în instituțiile de învățământ și acțiuni în alte zone urbane și sedii ale unor societăți. În perioada supusă analizei, Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș a avut de executat 44 de mandate de aducere, astfel un număr de 87 de jandarmi au efectuat verificări în 7 localități cu privire la persoanele în cauză. Am avut o discuție, vreau să obțin această aprobare pe mai mult timp. Nu am fost de acord, s-a aprobat protestul pe 2 săptămâni. După ce va încheia această autorizare, vom respecta legea. Atâta timp cât își desfășoară activitatea conform prevederilor legale, nu are rost să intervenim. Dar suntem prezenți. Dacă nu vor respecta legea, da. V-am spus și vă repet că nu tolerez încălcarea legii. Atâta timp cât respectă legea, nu avem nimic. Când nu va mai respecta legea și noi trebuie să o punem în aplicare. Da, colaborez cu cei de la ISU, zilnic vorbesc cu inspectorul șef de la ISU, avem o colaborare foarte bună și va avea sprijinul nostru necondiționat. Nu am avut decât cele două evenimente săptămâna trecută la Corbe, a fost așa, și a mai fost o alarmă al alter parcă noaptea, că 5 turiști la Arefu s-au rătăcit, dar de fapt nu s-au rătăcit. Era un cetățean din Vâlcea. Am vorbit și cu domnul prefect. Vom demara toate activitățile legale să vedem că nici nouă ne convine să ne sună, să primim apel la 1-2 și la 12-1 noaptea, trimitem efective, dar de fapt ei au plecat. Adică... S-a dus toată lumea și pe aia au plecat. Cu o săptămână în urmă, același apel la Corbi. Că nu știu cum, au crescut râul și n-am mai putut să trec. Am ajuns acolo, au plecat. Adică, vă dați și noastră seama că punem efectiv la ISU, de la jandarmi, poliție, ajungem acolo și, de fapt, i-au plecat. Nu mi se pare normal. Când faci un apel pe 1-1, trebuie să fii și responsabil. Adică să răspunzi de ceea ce faci. Nu pui la 1 noaptea sun că te-ai rătăcit în zona Arefu și după aia nu mai răspund la niciun telefon. Noi trimitem oameni, că suntem obligați să trimitem efective acolo. Da. În urma verificărilor, cetățeanul era din Vâlcea. El, când a dat apelul, când a format numărul de telefon pe 112 și apelul, figurează că ar fi fost în Vâlcea. Adică nu mi se pare normal ca să suni doar de dragul de a suna. Era în Vâlcea și de fapt... Da, să vedem. Noi suntem în... verificări. E normal să și răspundă când suni de dragul de a te afla în treabă și pui atâția oameni pe drum, probabil unii chem de acasă și ajungi acolo și constați că nu mai găsești pe nimeni. Cu 2 săptămâni în urmă, tot 5 persoane, să vedem să nu fie chiar aceiași. A crescut râul și nu mai poate să treacă. Salvamontul, noi, ISU, am ajuns acolo, nu mai are nimeni, au plecat. Mesajul meu este, dacă au probleme, fără probleme, dar să nu sunăm de dragul de a suna, să facem doar așa, să punem niște oameni pe drum. Fără probleme, noi vom fi prezenți. Avem apel pe 112
îl tratăm cu cea mai mare seriozitate, dar trebuie să ne gândim și la resurse, pentru că poate în momentul ăla avem altă misiune în derulare și chemăm oamenii, punem pe drumuri, ajungem acolo și de fapt constatăm că nu găsim pe nimeni. Mesajul meu ar fi ca, dacă situația impune și se face apel pe 112, noi vom fi prezenți, dar nu de dragul să facem așa, să... În situația în care se dovedește, după verificările dumneavoastră și ale celorlalți de la ISU, că aceste apeluri au fost unele false, cum se derulează procedura și ce riscă cei care au făcut aceste apeluri? Deci nu pot să spun, este treaba poliției. Noi, ca procedură standard, noi dacă constatăm, bineînțeles, și se constată chestia asta, că eu deocamdată nu știu dacă. Poate au fost și au plecat și au rezolvat problema. Nu știu. Dar ce pot să vă spun, că noi am ajuns acolo și nu mai era nimeni. Iar ce din minimele verificări care s-au făcut, mă refer până astăzi, persoana respectivă care a apelat pe 112 era pe Vâlcea. Dacă se constată, se va face o solicitare poliției, se va face verificări și probabil va fi sancționat, contravențional. Doar sancțiune contravențională? Da. La cât se ridică? Teoretic? Teoretic, nu știu, poliția, vreau să vă spună mai multe amănunte, nu mă bag eu, nu, e treaba poliției și nu aș vrea să... Ei sunt cei îndreptățiți să continue... Corect, la sesizarea noastră. La sesizarea. Da. Sau la cei de la ISU, nu neapărat la noi. Poate cei care s-au dus degeaba și au făcut, da. Exact, exact. Adică, v-am spus, nu vreau, Doamne ferește, dacă este nevoie, noi suntem prezenți, nu contează, dar deja am avut una săptămâna trecută, a trebuit să duc oameni la Corbi, și noi și ISU, Salvamontul, am ajuns acolo, nu mai era nimeni. Ieri seară, la 1 noaptea 12, vorbeam cu domnul Olar de la pompieri, trimite oameni la Areful, ajungi, cauți, nu mai era nimeni. Adică, mi se par niște lucruri cam prea. V-am spus, poate mă înșel eu, poate, nu știu, dar prea se repetă. Sunt curios la următorul apel pe 112, cu rătăcii, să vedem, îi găsim sau nu îi găsim. Au mai fost și anul trecut vreo câteva, dar le-am trecut așa, zic, mă, s-a întâmplat. Sau, hai că a fost, dar prea se repetă aceste aspecte tot timpul. Iar noi avem foarte multe activități, foarte multe misiuni, foarte multe și mie nu convine să disloc oameni să duc, să iau dintr-o parte, duc în alta și să mă plimb pe drum. Doar, la dragul de a mă plimba, că vorbeam și cu domnul Olar și dânsul la fel, a spus că nu, și cu cei de la Salvamont, coboară de la cota 2000 să vină la Areful, să mergem să formăm echipa și ajungem acolo și de fapt constatăm că nu mai e nimeni. Nu mai răspunde nimeni la telefon. Eu am cerut la dispecer să cere mai multe date suplimentare în momentul când primim apelul pe 112. Adică nu sun pe 112 și zici că m-am rătăcit și închis telefonul. Și noi rămânem. O să cer mai multe date, să intrăm în detaliu mai mult ca să și fim siguri că apelul a fost făcut cu seriozitate. Da, cu seriozitate. Am mai primit foarte multe apeluri, am mai primit și pătăieri de masă lemnoasă și le analizăm cu celeritate. Suntem prezenți, dar vă pot da un exemplu, dacă câtva timp a sunat cineva care și-a dat un nume care era chiar pe Valea de la mine și am întrebat, că eu n-am auzit de familia aia. Și am spus la cel la dispecerat să mai sună o dată, să mai întrebe încă o dată. Și am văzut că ce mă chestionați pe mine așa. Doamne, chiar sunteți de acolo? Sunteți cum? Dați-ne niște detalii. Ca să aflu că era altcineva care era cu totul altă treabă. Deci sunt lucruri cu care noi ne confruntăm, dar trebuie să le respectăm până la urmă. Și noi respectăm, dar v-am spus, nici mie nu convine să trimit oameni să mă plimb pe teren, de fapt, degeaba. În România, fuga de răspundere e cam sfor național în urmă. Categoric, ai sunat. Doamne ferește că sunt... Dacă sunt vigilenți. Da, sunt atâtea cazuri. Nu, noi suntem. Ați văzut și noastră efectul
patrulie de la Ștefănești, am băgat patrulă jandarm la Ștefănești. Am, din punctul meu de vedere, acea patrulă își face treaba. S-a reglat multe la Ștefănești privind blocul alea de romi și mai multe. De la 1 august o să bag o patrulă jandarm la Mioveni, la solicitarea domnului primar mi-a solicitat ca să-l sprijin cu o patrulă jandarm. I-am promis și cu 1 august o să intre o patrulă de jandarm. Depinde, 7 oameni, 4, pe schimbul 2, pe schimbul 1, depinde în funcție, că noi ne pliem în funcție de evenimente și de necesități. Încercăm să acoperim teoretic și cel mai bine ar fi să avem toate schimburile acoperite, cum avem la Ștefănești. 1, schimb 1, 2 și 3. La Mioveni o să mergem deocamdată, cred că pe schimbul 2. Mioveni, nu o zonă. O să avem niște zone pe care mi le-a și n-aș vrea să le fac publice, pe care domnul primar mi le-a dat, care dânsul a constatat că sunt, are probleme foarte mari. Și nu. Pe această cale vreau să și mulțumesc că ne-a pus la dispoziție și un spațiu, o să ne pună la dispoziție acum și un spațiu acolo. Deja cred că în 2 săptămâni toate camerele la Mioveni sunt conectate în dispecerea la noi la, la inspectorat. Deci vom fi operativi. Suntem peste tot. Acum avem o acțiune mai amplă pe ter de masă lemnoasă în zona Petroșani. În urma discuției cu domnul primar mi-a rămas stupefiat ce am văzut pe acolo și ca atare vom avea niște acțiuni foarte mari în zona aceea, nu vă pot spune tot așa punctual, că nu este în regulă, dar încercăm să acoperim toată zona și să ne facem treaba. Sunt mai multe. Deja am avut o cercetare până ieri am avut prima misiune și urmează și alte misiuni, deci e ceva dubios, dar vedem ce se întâmplă ceva acolo. Adică pot să vă spun că am văzut o suprafață de 200 de hectare tăiată la ras. Da. Adică și până la urmă și-a luat primarul inima în din și a venit la mine. De fapt a venit la domnul prefect și am avut o discuție și da, terenul la oameni. În administrarea? Da. În administrarea, ce am observat, că nu sunt la niciun ocol arondate. Dar ce m-a surprins cel mai rău, că în discuția cu domnul primar și ce am zis, tăitorii de lemne, în ghilimele așa, cetățeanul de rând s-a dus și i-a prins. Și a ajuns până să pună cetățeanul, proprietar de pădure, să-i ajute să încarce lemnele furate. Și am înțeles că n-a putut să facă față și m-a venit și am dat-o sprijin. Asta v-am dat o speță că ca să o știți și dumneavoastră. Avem mai multe în desfășurare pe care nu vi le pot spune. Ce vă pot spune, că Jandarmeria Argeș își face treaba, este peste tot. Avem și parcurile în vedere. Avem toate zonele mai rău flamate. Bascovu, încercăm să acoperim toate zonele. Iar ne ajută foarte mult aceste camere, conectarea lor. Nu, dar e în curs de rezolvare și la Pitești. Am avut o discuție cu domnul primar și am... S-a mai schimbat. Probabil și dânsul a înțeles rolul și efectul acestor camere, pe care noi le vrem doar să le vizualizăm, nu pentru altceva. Deci chiar am o relație foarte bună cu domnul primar și lucrurile vor intra în normal. Dar v-am spus, pe noi ne ajută foarte mult aceste camere, pentru că dispecerii de la mine văd și anunță în timp util și echipa de jandarmi, patrula de jandarmi va ajunge instantaneu acolo. Cea mai aproape de locul unde se face vreo infracțiune sau se întâmplă ceva, noi vom fi acolo. Asta a fost și rolul acestor camere pe care noi vrem. Acum, după ce trec cu Mioveni, vreau să pun Curtea de Argeș. Dar, ușor, ușor, sper să le, până la sfârșitul anului, să aduc toate camerele din, mă refer, orașele mari, Topoloveni, Costești, Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpulung.
să le aduc, să le centralizez în dispecera la noi, ca dispecerul să aibă fiecare monitor cu fiecare localitate. Și în momentul când a văzut ceva, a luat stația și anunță prima patrulă și vom fi prezenți acolo. Avem foarte multe, ați văzut și noastră, avem peste 1000 de misiuni pe lună, deci la oameni mai trebuie să le dai și un repaus, să stea să mai le dai și timp liber, dar pe ansamblu noi ne facem treaba. Încercăm să aducem niște mașini, acum am la grupa AT am modernizat un Volkswagen, l-am făcut după standarde astea europene, așa, interiorul. Deja mașina e a intrat în treabă, așa să vă spun. E prin zonă? Da, nu. Acum este plecată, nu, dar probabil o să vă arăt cu scaune tip NATO, cu un interior, cu podea nouă, cu tot ce trebuie, tot așa, arnașamentul înăuntru. Da, din interior vă putem trimite când Delia, când o să vină mașina sau vă mai chem la un, facem un concurs de tragere în poligon și mai facem un, să vedem, poate schimbăm campion. Sau o competiție sportivă. Sau o competiție sportivă, nu e neapărat. Așa da. Dacă mai vreți să mă întrebați ceva, vă stau la dispoziție. Dacă mai aveți alte întrebări, avem zona Transfăgărășan, care acum ați văzut și noastră apariția urșilor. Am avut un grup de copii pe care l-am coborât de la cetate, de la Poenari. A apărut ursoaica cu pui pe trepte acolo. Ne confruntăm, sper că să rezolvăm cu urșii, că nu prea este în regulă. Lumea văd că nu înțelege și tot le aruncă și le dau mâncare. Opresc turiștii și nu s-a învățat minte. Și le aruncă tot felul de pachete de mașină. Ursul deja s-a învățat, acum nu mai fuge de om. Până, Doamne ferește, sper să nu se întâmple ceva. Mai, dacă dumneavoastră mai aveți o întrebare. Și în cazul în care ursul, să zic, atacă turiștii, jandarmii sunt pregătiți cu muniție? Jandarmii sunt pregătiți tot timpul. Da? Da. Dacă sunt jandarmi acolo, turiștii nu vor păți nimic, asta vă garantez eu. Iar sper ca, știți noastră, modificarea legii ne-a dat atribuții pe urși, pe animale sălbatice, dar suntem în procedură de achiziționare a armelor cu tranquilizant. Deja nu ne le-a dat. Încă am avut o discuție chiar cu un domn primar, nu vreau să-i dau numele, că ne-am supărat după aia și a cerut el scuze și a făcut foarte deranjat pe la 10 noaptea, că l-a sunat dispecerul că aparția unui urs să ne dea un reprezentant de la primărie. Și că de ce tu mă suni pe mine la ora asta? Ce treabă am eu? Nu-i ta-i treabă. I-am explicat eu cum e cu treaba a doua zi, cam cum e cu asta. Că ce? Că dumneata până lege trebuie să faci. Da, într-adevăr, noi avem atribuții prin lege, dar deocamdată am identificat oamenii, acești oameni trebuie să plece la un curs la Arad, trebuie să facă curs de veterinar, după aceea trebuie să-i pun pe funcții, să achiziționăm armamentul și după aceea să intrăm și noi în avem la nivelul inspectoratului 9 funcții de veterinar. Deci ne-am face treaba, dar deocamdată suntem în procedură de achiziție. Un singur veterinar? 9. Sunt 9 funcții, deci nu, 9 funcții de veterinar. Iar acești oameni pe care eu o să-i pun pe funcții, trebuie să aibă curs de veterinar, trebuie să nu poți să-i pui că ca să tranquilizezi un urs, îți trebuie substanță, trebuie să știi cât dozaj, cât sunt mai multe activități. Iar acești oameni vor pleca la curs în perioada următoare, la Arad. Vor veni de la curs, vor fi puși pe funcții, să vedem, am înțeles că în perioada următoare vom achiziționa și aceste arme cu tranquilizant și la urmă o să, la cum se adă presă, probabil o să vă spun atunci, la momentul respectiv, când vom intra oficial. Deocamdată mergem pe procedura care să-i speriem, să cu o goarnă, cu ceva, cu o petardă, să plece. Dar deocamdată ei s-au învățat. Și
Și vom avea o mare problemă. Având în vedere că nu mai au ce mânca, s-au învățat la drum, ies pe marginea drumului. Dacă vedeți cum se plimbă pe balustrada aia, mai are puțin să-ți facă și cu mâna. Nu, că și eu m-am întâlnit cu ei în fața... Mie mi-a ieșit în fața mașinii cu soaica, dar am stat, a stat, s-a uitat la mașină și a plecat, a intrat frumos în mașină și am trecut și eu. Deci... Da, iar eu vorbeam și cu domnul prefect și le-am spus relocarea asta nu cred că este utilă. Iei ursul de la, după Transfăgărășani, îl duci la Rucăr și în două zile îți vine înapoi. Adică e o muncă în zadar, dar cred că dânsul am înțeles că a vorbit la nivel la minister și probabil vor lua vreo măsură mai. Dar uitați cum a fost și ieri alaltă parcă cu grupul de copii la cetate la Poenari, ursul pe trepte, ursul aia cu pui, nu se mai coboare. Dar cred că se vor lua măsuri și ce am înțeles că vor pune un gard electric sau nu știu, o chestie de genul ăsta care ar fi cel mai benefic pentru pe aleea aceea până sus, cred că ar fi. Dar domnul director de la muzeu, domnul Cornel Popescu, știe mai bine ce are de făcut.